privind ca într-o oglindă slava Domnului, vom fi schimbați. Până ce ajunge asemenea celui pe care îl ador. Aceasta era secretul, în acesta constă secretul și a transformării vieților noastre. În acest fel a fost transformat caracterul lui Ioan în ziua Tunetului. În acest fel pot fi transformat eu, în acest fel trebuie să fi transformați dumneavoastră. Rămâne acum să ne alegem. Dorim să ne legăm de Hristos cum se leagă pița de arac. Dorim să comunicăm cu Hristos mai mult decât am făcut-o până acum. Dorim să ne predăm pe deplin, nu parțial lui. Rămâne ca aceste întrebări să răspundem fiecare personal. Și în funcție de hotărârea care luăm, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să luăm o hotărâre de partea Lui. Ca în final să ne putem bucura într-un fel și cu toți aceia care au fost transformați asemenea Lui. Amin.